găsit la o nouă ediție a emisiunii Sfatul Avocatului. Numele meu este Andreea Susan și voi fi gazda dumneavoastră și în această seară. Ne-am întâlnit din nou pentru a încerca soluționarea problemelor de ordin juridic din viața de zi cu zi. Am aruncat o privire asupra e-mail-urilor primite pe adresa redacției și m-am gândit că ar fi interesant să discutăm despre legăturile de rudenie în dreptul civil. Tocmai de aceea l-am din nou ca invitat în cadrul emisiunii pe domnul avocat Horea Drăgoiu, care ne va oferi răspunsuri la toate întrebările. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Domnule avocat, am selectat câteva din curiozitățile telespectatorilor noștri ce țin de legăturile de rudenie și pe care aș vrea să le discutăm puțin pe parcursul emisiunii. Dar haideți să începem prin a ne spune ce presupune noțiunea de rudenie în dreptul civil. Rudenia este practic o legătură juridică ce se stabilește între anumite persoane, de regulă membrii unei familii. Rudenia este firească și ea presupune o legătură de sânge între anumite persoane. Mă refer la descendența unei persoane dintr-o altă persoană, tatăl și copilul fiind rude în gradul întâi, bunicul și nepotul fiind rude de gradul al doilea. De asemenea, rudenia este stabilită și pe linie colaterală și aici vorbim despre mătușă, unchi, nepoți, verișori, fiecare fiind conform legii într-un anumit grad de rudenie. Se urcă, ca să calculăm un grad de rudenie, se urcă de la persoana a cărui grad vrem să-l aflăm până la ascendentul comun, coborându-se până la altă persoană, la modul concret. Verișorii sunt rude de gradul al patrulea. Unchiul și mătușa sunt rude de gradul al treilea. Frații între ei sunt rude de gradul al doilea. Rudenia este o legătură juridică importantă între membrii unei familii, întrucât ea este izvorul unor drepturi și obligații. Și aici mă voi referi și la dreptul de întreținere de care beneficiază un copil. Mă refer la dreptul de moștenire pe care copilul îl are față de părinții săi sau față de rudele în linie colaterală. Mătușă, unchi, nepoți, verișori. Gradul de rudenie este cel care, practic, asigură un drept la moștenirea unei persoane. Spre exemplu, dacă într-o familie decedează o persoană și aceasta nu are moștenitori, la moștenirea acestuia vor veni celelalte rude, în linie colaterală. Frații lui, dacă există, în viață, nepoții și alte rude, chiar în grad mai îndepărtat, eliminându-se practic prin grad de rudenie posibilitatea ca cineva să acceadă la acea moștenire. Sunt implicații practice, despre asta vorbeam, și este o instituție deosebit de importantă în dreptul civil. Am auzit vorbindu-se despre afinitatea dintre două persoane. Ce presupune această afinitate? Afinitatea este un cuvânt neuzitat în viața de zi cu zi, dar sunt anumite împrejurări și anumite, să spun eu, contexte în care este folosit. Afinitatea este legătura unui soț cu rudele celuilalt soț. În acest caz, soțul este rudă, este afin cu rudele celuilalt soț. Este afin cu părinții, cu frații, chiar și cu copiii neadoptați. În situația în care, să presupunem, se căsătoresc două persoane, una din persoane are un copil, soțul sau soția este afină cu copilul respectiv atât timp cât nu îl adoptă. Dar ce presupune filiația unei persoane față de altă persoană? Filiația față de mamă se mai numește și maternitate. Ea rezultă și ea prin faptul nașterii. Poate fi stabilită prin recunoaștere sau printr-o hotărâre judecătorească. Sunt astfel trei ipoteze. Prin faptul că o femeie naște un copil, se stabilește automat filiația acelui copil față de mama lui. Dar pot exista situații când, din diverse motive,
spre exemplu, un copil este abandonat și nu se cunoaște a cui, nici măcar mama acelui copil. La un interval de timp se poate prezenta cineva, o femeie, și să spună: eu sunt mama acelui copil, recunoscându-l pe acesta. Sau autoritățile, în cazul menționat anterior, pot să afle că o anumită femeie a născut un copil și se poate stabili prin hotărâre judecătorească filiația sau maternitatea față de acea femeie. Filiația față de tatăl sau paternitatea beneficiază, și aici mă refer la copil, de prezumția de paternitate. Prezumția de paternitate presupune că soțul mamei este tatăl copilului. Deci orice copil care este conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Chiar în situația în care, să spunem, soții au stat despărțiți în fapt o perioadă de timp sau chiar sunt în divorț și procesul de divorț nu a fost irevocabil soluționat, acel copil beneficiază de prezumția de paternitate și îl are ca tată pe soțul mamei. Sigur, în situația în care tatăl consideră că acel copil nu este al lui, poate promova o acțiune în tăgada paternității să refuze ca el să fie cel care este de fapt tatăl acelui copil. De asemenea, se mai stabilește și o prezumție de paternitate față de tatăl din afara căsătoriei. Ne referim aici la cazurile de concubinaj sau chiar întâlniri ocazionale, anumite aventuri, să le spunem, în care se concepe un copil. Nu există prezumția de paternitate a soțului, pentru că cei doi nu sunt căsătoriți, însă mama poate să-l acționeze pe acel bărbat în instanță și să îi se stabilească paternitatea copilului respectiv. Înțeles. Și acum, ținând cursul discuției, avem o întrebare de la o doamnă telespectatoare care întreabă ce se întâmplă când tatăl copilului nu vrea să-l recunoască, considerând că acel copil nu este al lui. În situația soțului mamei, prezumția de paternitate funcționează. Ea poate fi înlăturată, considerând că acel copil nu este al lui, printr-o acțiune în fața instanței judecătorești. Este acțiunea în tăgada paternității. Tatăl se duce în fața instanței și susține că acel copil nu poate și nu are cum să fie al lui, din diferite și variate motive. Fie infidelități conjugale, fie aventuri ale soției cu un alt bărbat, sau alte aspecte de acest gen care, practic, presupun imposibilitatea aplicării acelei prezumții de paternitate. E imposibil ca el să fie tatăl copilului. În acest context, în fața instanței de judecată, el va produce probe. Se vor audia martori care să confirme anumite împrejurări în acest sens, aventuri, știu eu, prezența unor altor bărbați în viața mamei copilului, și de asemenea se va face o expertiză medicală de sânge, ca să spun așa. Sângele va fi obiectul acelei expertize, prin care se va preleva probe biologice de la tată și de la copil. Se va stabili, pe baza unui test mai recent și mai modern, este testul ADN la ora actuală, se va stabili cu destul de mare probabilitate legătura dintre tată și copil. Ni se va spune la un astfel de test probabilitatea de 90% că acel tată este sau nu este tatăl copilului respectiv. Înțeles, doar că la ora actuală nu cred că multă lume își permite să facă un test ADN sau un test de paternitate. Cred că sunt costurile destul de ridicate. Și nu oricine și le permite. Este într-adevăr o procedură costisitoare. Acum, o sumă exactă e greu de dat. În general, în fața instanțelor de judecată, când se solicită un astfel de test, astfel de test va fi plătit de cel care îl solicită. Dacă tatăl consideră că nu este copilul lui, solicită un test ADN, va trebui să-l plătească. Ne referim la sume undeva între 3-4 mii de lei, este un astfel de test. Destul de scump, într-adevăr, dar
decât să plătească o viață întreagă dacă are informații că nu este copilul lui, mai bine plătește acești bani atunci și se lămurește, este sau nu este. Așa este. Și ce se întâmplă în situația în care bărbatul ales de mamă, căruia îi spune tu ești tatăl copilului meu, ce se întâmplă în cazul în care testul de paternitate este negativ? Adică nu se știe al cui e copilul. Poate păți mama ceva? Nu. Mama nu pățește absolut nimic. Instanța de judecată, în urma probelor analizate și un astfel de test, îi va respinge acțiunea. Și ea va trebui să se gândească cu cine a mai întreținut relații intime și să acționeze pe următorul sau următorii bărbați. Dar în ce interval de timp poate fi contestată paternitatea unui copil provenit din căsătorie chiar? Tatăl copilului provenind din căsătorie poate să conteste paternitatea în termen de 3 ani de la data când a aflat că este prezumat ca fiind tatăl acelui copil sau sau 3 ani de zile de la aflarea unor împrejurări ulterioare. Înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil, pentru că eu mă refer la prevederile noului cod civil, era un alt fel de termen, un termen de un an de zile și se spunea foarte clar de la data nașterii copilului. Astăzi, prin această reglementare legală, avem practic două momente din care începe să curgă această prescripție. Când tatăl află că mama a născut, aici fac o mică paranteză, în zilele noastre există frecventă situația când tatăl este plecat în străinătate. Poate este plecat o perioadă mai lungă și află că soția lui a născut un copil. Iar el, fiind încă în acea căsătorie, fiind încă soțul mamei, este practic tatăl copilului. De la acel moment, el are 3 ani, se introduc o acțiune în tăgada paternității. Dar legea este destul de discutabilă în ceea ce privește un al doilea moment al curgerii termenului de prescripție. Și am putea avea o situație în care, după, să spunem, 15 ani de la nașterea unui copil, tatăl află că atunci, sau pe acele vremuri, mama a avut o aventură cu un alt bărbat. Are suficiente date că au fost întreținute relații intime în perioada anterioară concepției copilului și atunci, practic, din acel moment, el ar avea la dispoziție 3 ani de zile să-și conteste paternitatea acelui copil. Nu este în interesul minorului o astfel de prevedere legală și, cum am mai spus, dă posibilitatea ca oricând să se trezească tatăl cuiva că nu este copilul lui, că nu vrea să fie copilul lui și se introducă un astfel de proces. Sigur, instanțele vor fi cele care vor rezolva și această problemă în momentul în care ea va apărea și noi, ca avocați, vom vedea cum ne vom susține clienții de o parte sau de cealaltă. Da, așa este cam neplăcut. Foarte. Dar poate mama să conteste paternitatea și de ce ar face asta? În ce cazuri se întâmplă asta? Da, și mama este cea care poate contesta paternitatea în situația în care ea a avut relații intime cu un alt bărbat. Poate să meargă în fața instanței de judecată și să introducă o acțiune prin care să fie înlăturată prezumția de paternitate a soțului său, dovedind de asemenea cu testul ADN că nu soțul ei este tatăl copilului. Sigur, aici este sub aspectul termenului de prescripție a introducerii unei astfel de acțiuni, este un moment mai clar. Data nașterii copilului. Deci din acel moment, mama are la dispoziție 3 ani de zile să facă această contestare de paternitate. De asemenea, mai poate contesta paternitatea, și aici apar noutățile legislative ale Codului Civil, și de către o altă persoană, terță față de soți. Spre exemplu, un bărbat consideră că un copil născut de o femeie căsătorită este copilul lui și că el este tatăl biologic al acelui copil. Poate pe toată durata vieții sale a tatălui biologic să introducă o astfel de acțiune să îi se recunoască paternitatea unui copil. O situație și mai interesantă este aceea că orice persoană,
oricând poate să conteste paternitatea unui copil dacă are suficiente date, elemente, indicii că prezumția de paternitate, criteriile acelei prezumții nu sunt întrunite. Și ar fi imposibil ca bărbatul recunoscut în acte ca și tatăl al copilului este chiar tatăl acestuia. Este o situație foarte interesantă și nu știm ce vom face, și mă refer la sistemul juridic, când va apărea o astfel de situație. Dar, evident, vor exista soluții atât din punctul nostru de vedere, cât și din punctul de vedere al instanțelor. Ne vom lămuri până la urmă dacă apare așa ceva. M-ar interesa dacă doi soți nu pot avea copii. Ei pot apela la un donator voluntar pentru a concepe un copil. Asta mă refer în situația în care tatăl sau soțul nu poate concepe. Da. Noua lege civilă, noul cod civil, reglementează, este adevărat, la modul generic și o astfel de ipoteză. În situația în care tatăl, soțul, nu poate avea un copil, prin acord cu soția, pot să apeleze la un donator voluntar și să recurgă la o reproducere umană asistată medical cu terț donator. Practic se duc și își negociază, aici cu ghilimele de rigoare, posibilitatea de a avea un copil cu o terță persoană. Este interesant de menționat faptul că această terță persoană nu are absolut nicio răspundere față de acel copil. Și niciun drept, presupun, asupra lui. Absolut. Deci nu are nici drepturi și nici obligații față de acel copil. El a fost terț în momentul concepției copilului, rămâne terț și pe viața, și pe mai departe în viața copilului. Nici părinții nu pot să îi ceară vreodată ceva terțului respectiv. Pentru a apela, de fapt, la o reproducere umană asistată medical cu terț donator, este necesar consimțământul expres al celor doi soți, dat în fața unui notar public, iar notarul public la care se va apela va trebui să le explice în concret ce anume presupune filiația acelui copil, care sunt drepturile, dar care sunt, mai ales care sunt obligațiile celor doi soți față de acel copil. Chiar și în această situație, copilul respectiv o să aibă situația juridică a unui copil provenit pe cale naturală, normală. Am înțeles, dar să presupunem că cei doi soți nu recurg la un donator voluntar din cauza costurilor sau nu cade de acord și recurg la adopție. Ce presupune adopția în dreptul civil? Adopția este o legătură de rudenie. Și aici mă refer la rudenia civilă, care ia naștere prin adoptarea unui copil. Când soții nu pot avea un copil, sau chiar dacă pot avea, oricine poate este să facă un sigur, bine. Este liber să adopte un copil oricând. Există însă, la modul generic, stabilite anumite interdicții și anumite obligații. La interdicții mă refer la faptul că nu pot adopta persoanele care nu au capacitate de exercițiu deplină, și aici mă refer persoanele sub 18 ani. Bineînțeles. Nu pot să adopte un copil cei care au probleme psihice, handicapații mentali sau cei care, datorită unor situații de sănătate, ar pune în pericol o eventuală dezvoltare, creșterea copilului care va fi adoptat. Vârsta pe care legea o impune, mai exact diferența de vârstă dintre cel care adoptă și cel adoptat, trebuie să fie de 18 ani. Doar pentru situații speciale, instanța de judecată are posibilitatea de a reduce această diferență de vârstă de la 18 la 16 ani. Sub 16 ani, sub nicio formă, nu
poate fi încuvințată o adopție la o astfel de diferență de vârstă. Am înțeles, dar ar mai fi și alte condiții care trebuiesc îndeplinite în momentul în care vrei să adopți un copil. Pentru că, din câte am înțeles, este foarte dificil în ziua de astăzi să adopți un copil. Sau sunt copii dați spre adopție care au părinți, nu neapărat orfani. Și atunci, din câte am înțeles, trebuie acordul părinților. E mult mai dificil și procedurile durează destul de mult. Asta din nemulțumirile oamenilor. Într-adevăr, procedura adopției este una destul de greoaie. Dar intenția unei astfel de proceduri ar fi acelea de a proteja interesul celui care va fi adoptat. Și atunci este, hai să spunem, până la un moment dat firesc să existe anumite proceduri, anumite condiții, anumite cerințe pe care cei care adoptă un copil trebuie să le îndeplinească. În situația în care se va recurge la adopția unui copil care are părinți firești dintr-o familie, evident că este necesar și acordul, consimțământul expres al părinților respectivi. Codul civil actual stabilește la modul general, vorbește despre adopție și spune foarte clar că anumite proceduri, anumite criterii vor fi stabilite prin lege specială. Sunt foarte mulți factori implicați într-o procedură de adopție și mă refer și la instituțiile statului care au atribuții directe în verificarea și controlul situațiilor pe care le presupune o astfel de adopție. Trebuie avut în vedere interesul superior al minorului sau al celui adoptat, când se va încuvința o astfel de procedură. Tot legea mai stabilește, vorbim și de adopții interne și de adopții internaționale, pentru că, așa cum bine știți, există o mare problemă a României, aceste adopții internaționale, dar în timp legea a fost modificată succesiv și astăzi avem un cadru legal care este și apropiat de normele europene, dar care preîntâmpină abuzurile care s-ar putea face în acest domeniu. Da, putem vorbi și despre abuzuri, doar că oamenii sunt bine intenționați în momentul în care vor să ia pe cineva acasă și un cămin, cât ar fi de modest, cred că e tot mai bun decât o casă de copii sau un centru de plasament. Și da, de asta v-am și pus întrebarea asta. M-ar mai interesa ce se întâmplă în momentul în care sunt doi frați dați spre adopție și se solicită adopția lor de către două familii diferite. Mai precis, unul să meargă la o familie, celălalt la altă familie. Se poate să fie despărțiți sau este obligatoriu să iei pe amândoi? Ideal ar fi ca cei doi frați să nu fie despărțiți, să crească în continuare împreună. Dar instanța de judecată, în momentul în care instanța de tutelă, așa cum îi spune codul civil, va analiza în concret situația acestor copii și va stabili dacă despărțirea lor este benefică și este, în primul rând, în interesul lor. Dar două persoane de același sex pot să adopte? Legea civilă interzice în mod categoric o astfel de adopție. Aici putem să discutăm despre drepturile, despre, știu eu, libertatea, orientarea sau orice vreți dumneavoastră din punct de vedere sexual. Dar legiuitorul român, prin adoptarea acestui cod civil, la momentul de față, consideră că două persoane de același sex, fie femei, fie bărbați, nu pot și nu au voie să adopte un copil. Prin urmare, un copil adoptat poate avea, din punct de vedere juridic, situația unui copil rezultat din căsătorie. Da, copilul adoptat beneficiază de exact aceleași drepturi și obligații ca și un copil rezultat dintr-o familie normală, dintr-o căsătorie, dintr-o legătură de sânge.
numele pe care acest copil îl va purta este numele celor doi soți sau dacă aceștia nu au același nume, urmează ca ei să se decide ce nume va purta acel copil. Dacă ei nu se înțeleg cu privire la acest aspect, cea care va decide va fi instanța de tutelă și ea va spune ce nume va purta copilul, având în vedere probatoriul existent la dosarul cauzei. Bineînțeles, toate se rezolvă prin instanță de altfel. Da, da. Domnule avocat, mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că o să mai reveniți. Sărut mâinile. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară. Eu voi aștepta noi sugestii în legătură cu subiectul emisiunii următoare, pentru că problemele dumneavoastră contează și nu se rezolvă singure. Vă doresc numai bine. La revedere!